Stadionul de fotbal Unire ar fi cam cel mai important obiectiv care a fost lăsat în paragină și cred că aici ar fi o discuție foarte importantă, merită făcute lucruri, ai văzut și tu cum arată, mai ales la peluză, cred că dacă n-a fost conservat cum trebuie, măcar să fi fost cum e în zona cu scaune, acoperit cu o substanță, se pare că în proporție de 90% e deteriorat, aproape că ar trebui de la zero refăcută, ceea ce e păcat, s-au pierdut mulți bani, investițiile astea au costat și da, trebuie făcut. Stadionul este practic baza de unde pleacă clădirea caracterului unui tânăr, așa cum e și școala. Deci fără sport și fără școală nu poți să construiești un om care să răzbată în viață. Da, doresc să fie stadionul dintre cele mai frumoase din toate orașele țării noastre. E important să încurajeze primăria și prin investiții în infrastructură la stadion sportul, nu? Da, da, bineînțeles, trebuie sportul încurajat și să fie pus la punct încât echipele mari să vină să joace aici, da, că n-au mai fost, da, de fapt. Da. Și merită. Oricâte artificii ai face, oricâte spectacole, oricât ai încerca să distragi atenția de la problemele reale, se vede clar că simboluri baiuliene, nu numai 1, 2 sau 3, ci foarte multe au fost lăsate în paragină. Și atunci adevărul, mai repede sau mai târziu, oamenii ar trebui să-l vadă cumva. Aici la Galda de Jos se vede cel mai bine ce înseamnă un primar care ține la cetățenii din comunitate, la oamenii din localitate. Nu cred că a fost o investiție foarte mare, însă modul cum arată, pur și simplu să abandonez niște simboluri albaiuliene, mi se pare că spune foarte mult și mă miră cum oamenii se lasă păcăliți și se lasă antrenați în imaginile astea pe care ei le suprapun, au talentul ăsta de 20 de ani să suprapună imaginile, mai ales acum cu fastul ăsta și opulența din cetate, care ajung la paroxism, începând de la plimbările astea cu Caleașca și cu Elena Udrea și toată nebunia asta care e în jurul cetății și care e folosită efectiv în mod electoral.